Salut! Oana sunt și astăzi voi găti pentru voi paste cu somon, o variantă dietetică, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de paste. Eu am ales taliatele din grâu dur, somon, un dovlecel micuț, un ardel verde și un roșu, ceapă, usturoi, busuioc verde și smântână pentru gătit. Iar de decor puteți folosi și puțin parmezan. Fierbem pastele conform timpului indicat pe cutie și prăjim somonul întreg. Acum că am feliat toate legumele, nu-mi rămâne decât să tai somonul bucățele și să finalizăm preparatul. Într-o oală foarte încăpătoare adăugăm câteva linguri de ulei de măsline și călim pe rând ceapa, ardeiul, apoi dovlecelul, după care adăugăm somonul, usturoiul și pastele. Și bineînțeles, smântâna pentru gătit. Nu uitați că puteți folosi cremă de cocos, cremă de orez sau orice altă bază pentru mâncăruri preferați. Până când legumele fierb, vom toca busuiocul. Adăugăm taliatelele noastre. Preparatul este gata, nu uitați că rețeta completă scrisă o găsiți pe blogul meu oanabârsan.ro. Vă aștept cu orice întrebări, comentarii, sugestii pentru următoarele articole. Vă pup!